Divizionarea secundă Gloria Buzău a terminat prima parte a play-out-ului cu o înfrângere. Formația buzoiană a pierdut cu scorul de 1-3 meciul disputat miercuri seară pe terenul grupării ACS Berceni. Ilfovenii au deschis relativ repede scorul încă din minutul 10 prin reușita lui Pădurețu, dar Gloria a egalat în al treilea minut al prelungirilor primei reprize prin Nini Popescu, care a trimis un șut imparabil sub transversală. Tot Pădurețu și-a readus echipa în avantaj în minutul 65 pentru ca după numai 4 minute, buzoianul Nini Popescu să fie eliminat pentru al doilea cartonaș galben, primit în urma unei simulări. În inferioritate numerică, Gloriei a fost greu să reziste. Astfel, în minutul 70, același Pădurețu a mai marcat un gol, reușind hat-trick-ul. Scor final, ACS Berceni, Gloria Buzău 3-1. Returul play-out-ului începe sâmbătă cu returul dintre cele două echipe, meci programat pe stadionul din Crâng de la ora 11. Meciul de sâmbătă este însă foarte important. Dacă va pierde, Gloria va ceda primul loc chiar în fața trupei din Berceni.